din afară de fotbal, în orașele mici nu se practica practic nimic. Oare erai băiat rău, ori erau sportivi care joacă băieți în curte. Calace, mai spun băieță. Mă stărut tot timpul să mă rog pentru mine, pentru echipă, așa, cam în limita aceasta. Mesi. Dar așa ceva nu se învață. Și asta va trebui să se naște. Cred că e unicul fotbalist care într-adevăr are un dar la Dumnezeu. Nu, Ronaldo mai mult prin muncă se afirmă. Primul contract peste hotare, când în Arabia Saudită am plecat în Oman. Cred că asta pentru mine a fost un moment așa. Nu-mi pare rău de nimic, nu prea am avut situații de care să-mi pare rău. Cred că tot timpul, dacă am ajuns până în ziua de astăzi sănătos și încă joc fotbal, înseamnă că pentru mine totul a mers ok. Mihail Țipac, avem un coleg de echipă, cred că pasele lui este cel mai hazlic. El este apărător și noi tot timpul ne rădim cu pasele lui. Ajunge, da. După pasele lui nu mai ajunge nicăieri. Ibrahimović. Deci a fost un idol pentru mine. Nu știu, stilul lui de joc, tot e atacant. Stilul lui de joc, maniera lui, cred că asta pentru mine. De mic copil a fost așa un idol pentru mine. Barcelona. Pentru stilul lor de joc, care mai ales pe timpul lui Guardiola, cred că era arăta cel mai frumos joc. Începând de la să ajungem campion până la, cred că să ajung la selecționat, să fiu convocat.